Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! DeskReport, Radio Clasic, Stelian Tănase, Lentila de contact. Vom vorbi astăzi despre un episod despre care încă se mai vorbește pentru că a făcut foarte multe rumori. A fost foarte mult discutat, a fost întors pe toate fețele și până astăzi nu avem o explicație până la capăt. S-au încercat câteva, am să încerc și eu să vi le dau. E vorba despre debutul spectaculos al anului 1960 la București. Cum a debutat acesta? A debutat prin faptul că Petru Dumitriu, care era un scriitor poate cel mai la modă sau în vogă, cel mai prizat de elita politică, a defectat. A trecut în Berlinul răsăritean, a plecat cu o mașină prin Ungaria și Cehoslovacia. La 1 ianuarie a ajuns în Republica Democrată Germană, știți că existau două Germanii atunci, și la începutul ianuarie a trecut în Berlinul Occidental. În prima săptămână, așa cum am văzut în documentele de arhivă, tot ce vă spun se bazează pe arhivele securității care se află la CNSAS și din presa timpului, bineînțeles, din scrisori care au apărut și din amintiri, din interviuri pe care le-am făcut cu diverse persoane care l-au cunoscut pe Petru Dumitriu, ca Mihai Șora sau Geo Șerban, din păcate amândoi au dispărut, dar am făcut cu ei un film despre asta și îi avem pe peliculă, putem să vedem ce mărturii au avut. Deci a apărut acest zvon la București că Petru Dumitriu a dispărut. De ce era numai un zvon? Pentru că nu vorbise la Europa Liberă, nu se anunțase oficial, nu se știa nimic sigur. Cei care erau informați erau fie din zona securității, fie de la partid de sus. De ce de la partid de sus? Pentru că Petru Dumitriu era un scriitor foarte protejat de ștabii de înalt nivel ai Partidului Comunist. Era apropiat de Ion Gheorghe Maurer, nevasta a doua a lui Petru Dumitriu, era prietenă cu Lila, nevasta lui Ion Gheorghe Maurer. Ion Gheorghe Maurer era prim-ministru în acest moment, adică la nivelul ăsta era. Avea acces și la Gheorghiu-Dej, cu care se vedea cu diverse ocazii, la Leonte Răutu, la Chivu Stoica, de altfel a plecat cu o mașină a gospodăriei de partid, o limuzină, un Rolls-Royce cu pneuri albe pe care îl folosea Chivu Stoica. Ei nu aveau mașinilor, nu le plăteau, nu le cumpărau, le dădea gospodăria de partid ca la pomanagii. Era așa zisă luptă de clasă, adică i-au jefuit pe capitaliști și le foloseau ei. Și vilele în care stăteau nu erau construite de ei, nu le aparțineau. Erau luate de la, i-au dat pe afară pe burghezi, în anii 40 s-au mutat ei. Până și vesela, covoarele, lenjeria erau de la gospodăria de partid, luată cu japca din diverse case burgheze. Ca să înțelegem exact terenul, când spunem azi că avea o mașină sau stătea într-o vilă, putem să înțelegem că e construită de respectivul sau că au cumpărat-o. Nu, era luată, era un furt, era o tâlhărie. Defectarea lui Petru Dumitriu a fost o lovitură în stomacul regimului. Era un om care în fiecare săptămână publica 1, 2, 3 articole de propagandă în care își exprima adeziunea față de regim. Era un om care ieșea la bătaie, adică intra în polemici și în controverse și apăra regimul împotriva capitaliștilor odioși, a burgheziei, a burghezo-moșerimii defuncte și corupte, etc., etc. Era trup și suflet omul regimului. E adevărat că el nu prea era crezut. Am văzut depoziții ale unor informatori ai securității care raportau ce se spunea despre fuga lui Petru Dumitriu, ce spuneau diferiți scriitori cunoscuți, că erau trași de limbă ca să se facă niște rapoarte, să vadă care era starea de spirit în zona culturală despre fuga lui Petru Dumitriu. Și sigur că el plecase și acum era bine să dai în el, nu? Să te desolidarizezi, dar nu-l credeau că este atât de comunist pe cât se prefăcea. Chiar Victor Eftimiu are un... spune față de un delator care apoi le raportează la securitate. Deci noi acum putem să citim că era un mare prefăcut și nu era deloc comunist. Era de ăștia făcuți pe puncte după 45 când au văzut că vin la putere. un oportunist, ca să spunem așa, un carierist, un arivist. Așa era taxat. Dar, repet, trebuie să luăm asta cu circumspecție, pentru că el era ușor de denigrat, întrucât fugise. El era omul negru. Nu mai era respectabil. N-ar fi bucurat să spună același lucruri de pe el cu câteva zile înainte să fugă. Pentru că era un om foarte influent, foarte puternic în lumea culturală. Petru Dumitriu a făcut liceu în mai multe localități, era fiul unui ofițer și a unei unguroaice care se dădea drept contesă. Taică-s-o ofițer. A făcut studii la München de filozofie în anii războiului. În 41 ajunge la München, în 44 termină și vine în țară. Moment în care intră în presă. Lucrează la Fapta, la Flacăra și apoi la Viața Românească din 49. Ca să fiu exact, la Fapta lucra cu Eugen Barbu, care și el era pe acolo. Și care nu l-a iubit deloc, nici invers. Erau rivalități teribile între ei. Barbu a făcut o carieră publicând peste 10 ani Groapa, iar Petru Dumitriu, colegului de redacție, a făcut carieră tot peste 10 ani, publicând, chiar mai mult un pic, publicând Cronica de familie, care l-a impus ca scriitor. Petru Dumitriu era o figură ciudată, să spun așa, umbla prin târg în costume colorate, apărea în papuci sau cu o vestă așa spectaculoasă pe sub sacou, cu cămăși colorate, pantaloni colorați, de foarte bună calitate, să nu înțelegeți că erau niște zdrențe după la o croitorie și le aducea de la Paris sau din Anglia. Câștiga sume enorme. Erau câțiva scriitori în țara asta care făceau bani foarte mulți în anii 50 datorită lingușelilor la adresa poponețului tovarășilor de la partid. Deci, cum se numea atunci, pupat fese soviet. Devenise un scriitor oficial după romanul său din 49, Drum fără pulbere, în care vorbea despre canalul Dunăre-Marea Neagră în termeni ditirambici. Era o mare epopee, parcă era Homer. Eu l-am întrebat când a fost în țară, odată a venit în țară în 92-93 și l-am întrebat de ce a scris Drum fără pulbere și îmi spunea: domnule Tănase, este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în cariera mea. Zice, dar tata era închis, așa mi-a explicat, și trebuia să-l scot acolo. Și nu aveam nicio trecere, eram amărât, eram redactor la un ziar. Și atunci, sigur, am scris o carte care a luat premiul de stat și în momentul ăla am putut să fac niște demersuri să pot să-l scot. Ceea ce s-a și întâmplat. Taică s-a stat mai puțin de un an în pușcărie. Și bănuiesc că se datora intervenției fiului lui, devenit o mare speranță, să nu zic o certitudine, a literaturii proletare, sub îndrumarea partidului. Odios roman. Nu știu dacă l-ați citit, dar este un roman odios. Deci acolo unde au murit atâția oameni și unde erau apocalipsul, el vedea ca o mare epopee a bravilor proletari care înfăptuiau obiective trasate de tovarășul Stalin. Cam așa suna mesajul. După acest moment, deci vorbim de Drum fără pulbere, Petru Dumitriu devine un scriitor oficial, foarte bine văzut de tovarășii de la conducerea partidului. Am spus, cei mai apropiați oameni de el erau Leonte Răutu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghiu-Dej, oameni în casele cărora el mergea. A luat de 3 ori la rând premiul de stat, care era o sumă. Premiul de stat clasa 1 era 500.000, ceea ce însemna o moșie sau o casă foarte mare. În momentul în care salariul unui muncitor era 500 de lei. Ca să înțelegeți, în ordine de mărime, ce sume colosale încasau acești oameni ca să fie servili față de regimul comunist. El devine un scriitor oficial, face jocurile la Viața Românească, la Flacăra, în ordine invers, întâi la Flacăra, când pleacă de la Fapta se duce la Flacăra și de la Flacăra la Viața Românească, condusă de Crohmălniceanu. Perioada respectivă. În 1956 este numit director al editurii de stat pentru literatură și artă, ESPLA, cum se numește, editura ESPLA, cred că ați auzit, unde devine un fel de tartor al literaturii române, că era una din foarte puține edituri care existau și unde toți scriitorii se înghesuiau să publice. Avea sediu, pe, dacă știu bine, pe Bulevardul Oana Ipătescu. Pe mâna stângă, la prima intersecție, unde se intersectează, cred, cu Visarion sau mai sus, următoarea stradă. E o casă pe colț, așa, de mari dimensiuni, o viloaie, ca să zic. Conduce destul de dictatorial această editură și după 3 ani este scos de la editură pentru că a fost acuzat de escrocherie și tâlhărie și extorcare de fonduri. De fapt, ce se întâmpla? Lua bani în avans, lua toți banii în avans pe un proiect, pe o carte și nu o depunea niciodată. Acum să nu credeți că să se închisea cineva, dar erau alți scriitori rivali care vreau și ei. Și de aici era foarte invidiat și foarte respins de opinia scriitoricească. Avea 2 mari dușmani, Zaharia Stancu și Mihai Beniuc. Zaharia Stancu conducea Gazeta Literară, iar Mihai Beniuc era președintele Uniunii Scriitorilor. Deci puteau să creeze o masă critică și să-l atace. L-au și schimbat, de altfel. Protectorul lui, Paul Cornea, a trebuit să-l schimbe pentru că presiunea pentru a-l înlocui și acuzațiile care se aduceau erau foarte grave. Cum făceau acești oameni bani? Pentru că nu era numai Petru Dumitriu băga cu mâna în banii Uniunii Scriitorilor. Erau și alții. Stancu el însuși, Jebeleanu, Sadoveanu, oameni care luau bani fără număr. Nici nu știau câți bani. Aveau milioane și milioane de datorii într-o epocă în care, repet, salariul era 400-500 de lei. În primul rând, făceau tiraje supradimensionate, care nu se vindeau niciodată, eventual se dădeau la topiți, se retrăgeau din rafturi și făceau a 2-a ediție, și a 3-a ediție, și a 4-a ediție. Mai făceau ediții revăzute și adăugite, ca să aibă pretext să ceară bani încă o dată. Exista în lege un punct care a trebuit și astăzi introdus, că în momentul în care se vindea până la un anumit procent din tiraj, puteau să solicite un nou tiraj. Bineînțeles că toți făceau asta. Toți care aveau putere și influență, nu toți scriitorii amărâți și vai de mama lor, care trăiau exact din drepturi. Mai era o manieră de a jefui Uniunea Scriitorilor, făceau împrumuturi. Fondul literar era așa alcătuit încât ajuta, era ca un ceare, da? Ajuta scriitorii în nevoi. Și el spunea, mi-a născut nevasta, îi pac în casa niște milioane. Am o problemă, m-am mutat și trebuie să iau mobil. Dar nu, uitau să-i dea înapoi. Ăsta era mecanismul. Pentru că legea spunea că în momentul când iese următoarea carte, de acolo se trăgeau banii pe care îi împrumuta. Evident că acest lucru nu se făcea. Făceai o cerere, că erai în nevoie și banii ea. Și nu se mai plătea. Au fost oameni care atunci când a venit Revoluția Milion aveau milioane datorii. Știți ce îmi sună 1 milion la comunism, nu? Cum este azi 1 miliard. Nu i-au plătit niciodată, s-au șters datoriile. Biroul Uniunii din iarna 89-90 a șters datoriile. N-a mai plătit nimeni nimic. Deci spunea cineva ce fericiți aia care aveau bani luați și că nu trebuie să mai dea înapoi. Și ce proști au fost ei alții că nu s-au împrumutat. E bine, chestiunea era legată de Petru Dumitriu, că tovarășii care i-au dat drumul. Este un lucru interesant aici. Cu numai 3 zile înainte să plece, în decembrie 1959, Securitatea, secția pașapoarte, refuză să-i dea pașaportul. Îi respinge cererea de a primi pașaport. El făcuse cerere să meargă în anumite țări, Ungaria, Cehoslovacia, RDG, ca să-și ia drepturile de autor de la editurile care îl traduseseră în acele țări. Chestiunea este că Securitatea l-a respins, serviciul pașapoarte a refuzat să-i dea pașaport, că atunci pașaportul nu îl țineam acasă ca astăzi. Îl ținea la secția pașapoarte, acolo pe Iorga, și trebuia să ceri să ți se libereze și cu acest pașaport te duceai să ceri viză la ambasada respectivă să-ți dea viză. Securitatea a refuzat. Și au enunțat ideile că face afirmații dușmănoase, că are atitudini, etc., etc., că este un... Acum e puțin caragios, că ăsta era un om cu foarte mare susținere politică, repet, intra în casa lui Maurer, al lui Leonte Răutu, al lui Chivu Stoica. A și plecat cu mașina folosită de Chivu Stoica, un Rolls-Royce cu pneuri albe, așa, luxos. I s-a dat pașaport totuși, pentru că, evident, a apelat la aceste proptele, care au sunat la secția pașaportei și, evident, i-au dat pașaport. Și lui și nevasta, el a cerut să plece cu nevasta, ceea ce... Era foarte greu. Dar el era Petru Dumitriu. Avea 36 de ani în momentul ăsta. Era născut în 1924. În 1960 atât avea. 36 de ani. Era un om foarte tânăr, nu? Dar câte prostii avea în cap. Așa. Mai trebuie spus ceva. El a plecat în această excursie din care nu se mai întoarce, lăsând zălog în România copilul. Avea un copil, o fetiță de 9 luni. Care a fost reacția tovarășilor de la partid? I-au sechestrat copilul. I-au schimbat numele, i-au dat acte false. Am hârtia de la securitate în care spunea cere ca să se facă un document care... Și au internat-o la orfelinatul numărul 1, pe numele Ioana Dumitrescu. La 9 luni, la 10 luni, asta e chiar o crimă, chiar o mojicie, așa, dovadă de barbarie. Chestia s-a întâmplat așa, Petru Dumitriu și-a lăsat copilul la Cluj, la sora nevestisei, adică la cumnată sa. Securitatea s-a dus acolo, a luat copilul și a plecat. Sechestru, răpire de persoană. A umblat... Inutil pe la toate orfelinatele să o găsească, era ascunsă, bineînțeles, și să-i spună unde este copilul, nu are măcar drept de vizită, ceva așa. Nu s-a putut. 4 ani, până în 1964, când în urma unei vizite a lui Maurer la Paris, memoriul lui Petru Dumitriu a apărut în presa centrală din Paris și domnului Maurer i s-a arătat această chestiune și el a fost de acord să fie eliberată și sora nevestei lui Petru Dumitriu, Ileana, a dus copilul în Germania. Cam așa s-a derulat toată povestea asta, sinistră este. Părerea mea în această afacere este cea mai sinistră. Pentru că restul sunt adulți, își au răspunderile, deciziile care doresc ei. Dar să sechestrezi un copil de 9 luni și să-l trimiți la orfelinat, e un lucru inacceptabil. Și putem să întrebăm, dar el ce-a făcut că a lăsat-o aici și a plecat? Păi s-a pus condiție, dacă vrei să pleci, numai așa poți să pleci, copilul lași aici. Erau niște șefi politici orientali, așa făcea sultanul cu 300 de ani înainte, când îți lua copilul ca să-l țină la Istanbul, ca să nu faci prostii pe tronul pe care te-a pus. Adică niște barbari, pur și simplu. Chestiunea cu... Petru Dumitriu și fuga lui în Occident, el a trecut cu mașina pe la bariera dintre zona comunistă și zona occidentală a Berlinului și n-a fost oprit. Era și o mașină foarte făloasă, vă dați seama. Da? Pe de altă parte, era acoperit de un pașaport diplomatic, deci care le făcea ca să nu fie... Nu aveai voie să-l percheziționezi, să-l controlezi în geantă, să... nici în mașină. Mașina era burdușită. Ce și-a luat cu el? Valută, monedă de aur, monezi, da? Cum e corect? Ia spuneți. Monede sau monede? Așa. Argintărie. Undeva am citit din urmă că ar fi avut și o armă. Nu cred. Nu cred. Nu avea de ce să ia asemenea riscuri când el încerca să pară tocmai onorabil. Da, așa. Dar o altă... Ce l-a determinat să fugă sunt două lucruri. Pe de o parte a fost dat afară de la editura pe care o conducea ESPLA în urma acuzațiilor de gestiune frauduloasă. Pe de altă parte, a exbunit, dacă știți, în 1957 apare în Italia romanul Dr. Jivago, de Boris Pasternak. El a fost impresionat, cred eu, e o ipoteză, de succesul fulminant al acestei cărți și faptul că Pasternak a devenit peste noapte un scriitor celebru. Eu cred că pe el l-a tentat această idee de destin european, de destin mondial. Nu l-a mai interesat să fie mare scriitor la București. Nu l-a mai interesat să scrie pentru comuniști. Nu l-a mai interesat să facă figura asta de oficial. Mă iertați, asta este de la praful, de la părul de la pisici, copii. Fiți mai cuminți. Suntem înconjurați de cele două pisici, dar văd că ne lasă deocamdată să lucrăm, nu? Muțu, Fifi. Deci eu cred că scandalul în jurul cărții Dr. Jivago și succesul pe care s-a bucurat l-au stârnit. I-au trezit niște planuri lui Petru Dumitriu. Să mai spun un lucru, că acest plan nu s-a născut peste noapte. Am găsit o notă a Securității, care în 1952, el era denunțat că își propunea să ajungă în Berlin ca să treacă în Berlinul de Vest. În 52, deci suntem cu 8 ani înainte de tentativa lui din ianuarie 1960. Deci nu era un gând care se născuse așa peste noapte, în 59. Era un gând care îl urmărea de mult. Dar hotărârea lui a fost să se livreze regimului comunist și să o facă pe bani foarte mulți. Acest om câștiga milioane când lumea murea de foame. Se îmbrăca scump, avea în casă lucruri de artă, goblenuri, tablouri, mobile, covoare, argintării. Am văzut o listă cu ce au confiscat ăștia la percheziție după ce el a plecat. Păi nu, tot ce era în casă, vorbesc de veselă, era argintărie. Numai argint, nu avea tinichele, alpaca. Nu exista așa ceva. Nu putea să înghită într-o linguriță de alpaca, numai într-una de argint, nu? Era foarte fițos. El vrea să fie un mare burghez într-o lume proletară, într-o lume de sărăntoci. Trebuie să vă spun că el a fost privit foarte rău de colegi. Comentariile pe care, tocmai știu despre asta acum, culeg comentariile despre el, pe diferite surse, care s-au făcut în jurul lui, au fost foarte negative. În primul rând era invidiat. Era văzut ca un cinic, era un îngânfat și un arogant. Avea o atitudine așa superioară față de toată lumea. Vă dau o vorbă, o să vă placă. El avea un conflict foarte puternic cu Mihai Beniuc. Mihai Beniuc era președintele Uniunii Scriitorilor. Comunist, legalist, poet era cu vorba, nu era niciun poet. Era un fel de atoma ceva mai tânăr. Și Petru Dumitriu avea 1,90 m. Deci era o diferență de vreo 30-40 de centimetri între ei. Și într-o ceartă, Petru Dumitriu i-a spus, ce replică să vedeți, ce vezi că te sui pe birou și îți dau 2 palme. Tare este, adică și arogant și cinic. Iar Beniuc era atâtica. Eu l-am văzut în facultate, nu l-am avut profesor, dar mai trecea pe acolo, cred că ieșise la pensie deja. Dar mai trecea pe acolo, pe culoare, mai avea câte o treabă pe la secretaria, pe la... Și era o piticanie. Închipuiți-vă că era așa cât tavanul, până la tavan. Și a zis, vezi că te sui pe birou și îți dau 2 palme. Erau mari disensiuni între ei și asemenea replici. Pe de altă parte, la editură, la Uniunea Scriitorilor erau certuri continue. Era un moment de criză al Uniunii Scriitorilor, pentru că ce se întâmplă? Pe de o parte, Gheorghiu-Dej începea să se emancipeze de Moscova. Da, suntem cu... După 1956, raportul Hrușciov, după evenimentele din Ungaria, după retragerea armatei sovietice în 1958 din România, lucrurile începeau să se schimbe. Ori Uniunea Scriitorilor trebuia și ea să țină pasul cu timpurile, cu vremurile, cu schimbările astea din aia, din politică. Și atunci cum să zic eu, potrivirea pasului era un lucru foarte complicat. Fiecare o lua unii încolo, unii încolo. Unii erau pro-occidentali, alții erau pro-sovietici, unii erau pro-staliniști cu vechea școală, alții doreau să ne liberalizăm, să putem să mergem la Paris, în Germania, în Anglia, să ne fim traduși, să cutare. Scriitorii începeau să țintă puțin cam tare jugul comunist. Nu le mai plăcea cenzura, nu le mai plăceau mitingurile, angajamentele, etc., etc. Și din cauza asta ieșeau scandaluri. Dar să știți că scandalurile nu ieșeau din rațiuni politice, estetice. Ei toți se pretindeau marxiști, ca să zic. Nu era niciunul. Foarte rare acum că mă uit în urmă care avea vreo legătură cu marxism. Tertulian, Ianu și... Restul erau făcături, adică erau numai în editorial marxiști, că după aia se duceau la Capșa și înjurau comuniștii. Cam ăsta era nivelul. Evident că securiștii notau toți și se duceau la partid. Dar aceste scandaluri erau pe bani. Deci scandalul la un scriitor era pe bani. Unde sunt bani? Unde sunt milioane? Cine ia prea mult? Cine nu ia deloc? Și erau ședințe continue. Cred că s-auzeau din stradă urletele și ce își spuneau. Spun asta de ce? Pentru că atunci când Petru Dumitriu îi scrie lui Gheorghiu-Dej și lui Maurer, a scris altă scrisoare, cerând copilul. Scrisorile lui erau în legătură și se și cunoșteau, deci nu se adresau unor străini. Erau că el a plecat din cauza lui Beniuc și Zaharia Stancu, care nu îl lăsau să lucreze, să scrie, îi împiedicau procesul de creație. Și îl cenzurau. Eu cred că rațiunea era banii. Deși aceea îi făcea o opoziție pentru că el lua prea mulți bani. Nu, n-a ieșit nimic din aceste scandaluri, n-a ieșit nimic. A venit declarația din aprilie 64, Hrușciov a fost înlăturat în octombrie 64 și apoi a murit și el în martie 65. Deci ne aflăm în preajma unor evenimente, a unor rostogoliri istorice care va schimba destul de mult fața lucrurilor. Iar scriitorii vor căpăta ceva mai multă, un tratament ceva mai îngăduitor din partea regimului. În anii 60 mă refer. S-a vorbit chiar de o liberalizare. N-a fost o liberalizare, nu suntem Cehoslovacia, nici Polonia, știți? Nici Ungaria lui Kadar. Era așa un șontâc, știți? Deci visa la o titoizare a României. Îi plăcea figura lui Tito, așa, care făcea pe burghezul, pe monarhul comunist. Da? Îi plăcea asta, dar nu avea curaj să se miște viteza lui Tito, pentru că el nu făcuse război de partizani, el fusese închis la Dofstana. Pe de altă parte, nu eram la graniță cu rușii, Hrușciov era colea. Hrușciov a fost în 1960 la București. A participat neașteptat, inopinat, la Congresul 3 PMR din iunie 1960, care s-a ținut la Snagov, lumea nu știe, dar au fost două congrese, de fapt, în anul ăla. A fost un oficial pe care l-a văzut toată lumea la sala Palatului și unul ascuns, secret, cu activiștii de înalt nivel și cu delegația chineză, unde și-au, cum se numește, s-au păruit pe problema conflictului chino-sovietic. Erau conflicte armate acolo, era o polemică în presă. Și Gheorghiu-Dej și garda lui, pretoriană, luaseră cu politică neutră, ei tot rugau și pe unii și pe alții să nu mai iasă în public, să nu se mai certe în public, că face rău întregului lagăr comunist. Celelalte țări imediat au aderat la poziția sovietică a lui Hrușciov. Și atunci Hrușciov venise la București, aflând că vine chinezul aici, să calmeze lucrurile, ceea ce n-a reușit. Adică toți au spus, da, harașo, tavarești, dar fiecare și-a văzut de propria lui politică, inclusiv Gheorghiu-Dej. Eu cred că în acest context fuga lui Petru Dumitriu a trântit niște uși, niște geamuri, s-au spart niște geamuri, adică i-a obligat măcar pe ciufuliții de la un scriitor, dacă nu și activiștii, Răutu și toată liota, să regândească lucrurile astea. Pentru că dacă nu făceau asta, vor urma alte cazuri Petru Dumitriu. Și prestigiul, și pierderea de prestigiu a Bucureștiului era masivă într-o asemenea situație. Nu era primul care pleacă. A plecat un istoric, Gheorghe Haupt, foarte bun. A plecat Dirijorul Constantin Silvestri, în perioada asta, a plecat un scenograf excepțional, Wilfried Siegfried, deci ca lumea începea să plece. Și cred că această hemoragie, partidul era foarte interesat să o împiedice. Și atunci, sigur că au trebuit să se uite și să întrebe, ce vrei mă, Musiu, de ce plecați? Ce să faci, ce vreți? Ei vreau să fie mai puțin cenzurați. Eu cred că până aici era ștacheta pe care ei vreau să o pună. Să fie mai puțin cenzurați, să aibă libertate de creație și, bineînțeles, să câștige mai mult. Bătălia era pe mălai, ca să zic așa. Atât pentru astăzi despre fuga lui Petru Dumitriu din România în ianuarie 1960, dar ne vom mai întâlni cu acest subiect în perioada următoare. Numai bine, pe săptămâna viitoare! Radio Clasic, un radio în culori.